Dragii mei, este timpul să ne jucăm ce încap pentru un ghiozdan și începe cu o literă. Regulile jocului sunt foarte simple. Am decis împreună cu un elev de clasa 5-a să vă încurcăm un pic. El ne-a dat 5 cuvinte pe care le-am pe 5 postituri în față și dacă nimeriți același cuvânt cu el, cuvântul se elimină. Deci, în 60 de secunde, trebuie să vă gândiți la 5 obiecte care încap într-un ghiozdan. Încep cu o anumită literă și la ele nu s-a gândit elevul nostru de clasa 5-a. Astăzi jucăm cu o literă simplă și este consoană. Alina este pe fir, s-a înscris pe pagina asta de Facebook. Bună dimineața, Alina! Bună dimineața! În ce oraș ești, Alina? București. Câți ani ai? 32. Câți copii? 2. Ce vârste? Fetița cea mare are 5 ani și jumătate și băiețelul e un bebeluș de 6 luni. Deci pe bebeluș l-am eliminat din start, nu poate să poarte încă un ghiozdănel, deși azi prieteni de la Diverta ne-au trimis un ghiozdănel foarte, foarte mic. Nu știu, cred că e de grădi ăsta mititelul. Deci jucăm pentru asta mică, da? Da. Poate echipăm pentru luni. Te rog frumos să ne iei ghiozdanul. Da. Ai jucat vreodată ce încap pentru o valiză? Da. Iată, ce joc bun pentru stat la Comarnic, predeal în mașină, în coloană, exact, cu amicii. Alina, litera cu care jucăm astăzi este litera C, C, de la caș. Am înțeles. Carabetă. Era să te ajut prea mult. 60 de secunde la dispoziție, 5 cuvinte pot să-ți fur cu ajutorul copilului de clasa a 5-a, dar mai ai la dispoziție vorba aia, întreg abecedarul. Ești atentă? Da. Ce începe într-un ghiozdan? Începe cu litera C. Start cronometru. Creion. Creion, bun. Castron. Bun. Carioca. Bun. Curea. Curea, bravo. Și? Cravată. Cravată, niciunul dintre cuvintele mele nu este la tine. Avem un nou record. 18 secunde. Eu aveam copilul Cătălin de clasa 5-a, mi-a spus caisă, chei, caiet, carte și căciulă, toate cu litera C. Mulțumim tare mult, Alina! Un ghiozdan de fetiță, înțeleg bine? Da. Aurică, notați, ghiozdan de fetiță, va ajunge la Alina. Astăzi mai dăm un ghiozdan un pic mai târziu, dacă avem timp, altui telespectator înscris. Te pupăm, Alina, îți mulțumim că te-ai înscris. Pa, pa! Codruța e pe fir și mai avem un ghiozdan de dat. Codruța, bună dimineața! Dimineața. În ce oraș ești? Lugoj. Lugoj. Copii? 2. 1, 2. Vârste? 8 ani, facem 16 băiețelul și al doilea are 2 luni. Ah, minunat, am scăpat de unul, te rog. Copilul Cătălin a zis să jucăm cu litera asta și astea sunt cuvintele la care s-a gândit el. Poftiți? Codruța, ți-l las pe Răzvan, eu am dat deja un ghiozdan. Mi-am făcut datoria față de țară. Numai puțin literă să-mi spune că n-am înțeles. Imediat. Numai puțin două secunde. Ce se... Codruța. Da. Am întrebat 100 de români. Nu. Avem 5 cuvinte spuse de un copil de 5 ani, ce încep cu litera R, de la Radu, da? Aș vrea să-mi dai alte 5 cuvinte pentru un ghiozdan de la prietenii noștri, de la Diverta, cei care ne ajută și în acest an să avem niște super cadouri pentru voi. Ești gata? Da. Ai 60 de secunde la dispoziție. Începem să spunem cuvinte cu litera R, R, acum. Radieră. Avem. Ruletă. N-avem, bravo, 1. Rădașcă. Perfect, 2. Roșie. 3. Radio. Avem radio. Rămânem la 3. Zi, repede, 40 de secunde. Ramă. N-avem, 4. Bravo. Și... Cu R. Ce încap pentru un ghiozdan. Poate să fie aliment, poate să fie legumă, poate să rodie. Fie... Perfect! 5! Bravo! Mai aveam rață, raportor și riglă. Astăzi este o zi minunată. Oamenii au înțeles despre ce este vorba. Un ghiozdan de la Diverta pleacă spre tine. E pe câștigatele, nu pe alese. Mulțumim tare mult, salutări la Lugoj. Ne e foarte dor de